În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 29 de nave fără operațiuni portuare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 8 în portul Midia și 4 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări joi, erau 4 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 27 aprilie, 52 de nave erau sub operare. Toate se aflau în portul Constanța. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau joi dimineață 25 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru operare, iar 6 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 45 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 20 de nave străine și 25 de nave românești.